a fost sunetul de adunare dat de, dat de haiducii de la Grințieș. Bine ați venit la Poiana Largului, la pensiunea Paradiso, să facem o lansare mai deosebită, lansarea cărții lui Cristian Vatamanu, care facem odată cu, cu Parastasul. Ca să începem cum trebuie această manifestare, rugăm pe părinții de față să facă o mică rugăciune. Veți, dragi colegi, sunt un pic nepregătit, să spun așa, pentru că încă nu m-am învățat dacă să vorbesc la timpul prezent sau trecut. Pentru că s-a scurs o picătură de timp și nu am avut timp să ne obișnuim cu ideea că cel care a scris această carte nu este printre noi și ne-am luat rămas bun înainte de sărbători. Nu vreau să vorbesc despre carte, pentru că va fi la îndemâna fiecăruia și fiecare dintre dumneavoastră o poate răsfoi. Dar aș vrea să menționez câteva lucruri cu privire la anul 2005, luna iulie, când l-am cunoscut. El era în floarea vârstei, eu eram un licean care nu știam ce va fi, unde voi ajunge sau ce va rezerva viitorul. El a fost cel care a avut un rol foarte important în viața mea. Și anume, unde puteam să mă întâlnesc cu el, unde puteam să îl descoper, unde puteam să-l cunosc, ca cel care dorea, deși nu făceai parte din grup, să te integreze, să fii alături de cei cu care era el, să îți promoveze calitățile, descoperea în inima fiecărui tânăr ce calitate era ascunsă, ce diamant era neșlefuit. Și avea această calitate, acest dar de la Dumnezeu, pentru a șlefui diamante. Doamne profesoare, care au, nu știu, mulțumesc, domnule diaconu, rog să vin alături de mine și colegile mele, doamna Șoimaru și doamna Topolicianu. De ce? Este foarte simplu, pentru că toate activitățile pe care le-am desfășurat împreună cu Cristi, Dumnezeu să-L odihnească în pace, a fost împreună. Și în carte o să vedeți o fotografie în care toți patru eram împreună. Ultima noastră fotografie împreună de la Festivalul Haiducilor. Cristi Vatamanu nu era încă profesor de istorie. Spun încă, pentru că el începuse să, deja să studieze și istoria, fiind masterand la profilul istorie și speram noi să-l atragem definitiv alături de noi. Dar cu, chiar dacă el era profesor de religie, era informatician, era, așa cum spunea părintele adineauri, omul care nu spunea nu și se pricepea la toate. De exemplu, nouă ne-a lăsat în dar sigla APIN-ului, pe care o folosim cu drag și probabil nu o să o schimbăm niciodată, atât cât vom trăi noi, pentru că e o amintire dragă. Tot el a făcut tot posibilul ca interfața pentru simpozionul Istoria Învățământului din România să apară într-un format excepțional, în așa fel încât am avut foarte mulți participanți din țară. Tot el era cel care în permanență găsea soluții la problemele pe care eu întotdeauna le aveam. Nu știu ce aș mai putea adăuga, în afară de condolanțe familiei, condolanțe Cristina, regretele sunt enorme.
Ce aș putea adăuga după doamna inspector? În calitate de președinte APIM, vorbesc în numele tuturor profesorilor de istorie din județul Neamț, pe care Cristi, într-adevăr, i-a ajutat să pună în practică foarte multe lucruri. Îmi amintesc de discuțiile purtate uneori la ceas târziu de seară despre activitățile pe care întotdeauna le gândea pentru copii. Eram amândoi împătimiți de tabere, de ieșiri cu copiii. Empatia lui față de copii și față de comunitate, cred că este o mare pierdere, de fapt, pentru dumneavoastră. Ați pierdut un om. Un om mare, nu numai la propriu, un om mare prin tot ce a lăsat în urma lui. Dumnezeu să-l odihnească. Lai, lai, la. Nistrule, când te-am trecut, erai tulbure și adânc, iar acum când te-oi trece, să fii limpede și rece. Iar acum când te-oi trece, să fii limpede și rece. Când de acasă am plecat, mamă, tu m-ai sărutat, m-ai sărutat pe obraz, să nu am niciun necaz. Tu m-ai sărutat pe frunte, să-mi fie zilele scurte. Mi-ai pus în păr, pus ioc, ca să-mi poartă noroc. Ei, dar armata-i tare grea, nu știu cum să scap de ea. Și vom merge la război, va fi făi și amar de noi. Iar copilul tău cel bun, el va fi carne de tun. Iar copilul tău cel dulce se va duce să se culce, dar nu se va trezi nici când, cât va fi numai pământ. Fărâmă de pământ. Istrule râblesemat, tare m-ai îndepărtat. Mama, casa mie departe, și simt dugredul de moarte. Mulțumesc. Bună ziua tuturor, Dana Stănoaie sunt eu, învățătoare la Pipirii. E foarte bine. Vreau să vă vorbesc despre Cristi, fratele meu. Biologic nu suntem frați. Însă, din momentul în care el a venit la noi, la Pipiric, profesor de religie, ne-am asumat, fără să știu, fără să-mi dau seama, rolul de protectoare a lui. Eu eram cea care îl certam când are grijă de sănătate. Eu eram cea care îl certam că-i mituc. Eu eram cea care trebuia împreună cu Rodica să-i căutăm hârtiile, că nu știa niciodată unde și le lasă. Și el, ca să ne mulțumească, spunea: măcar atâta să faceți și voi pentru mine. Îmi pare rău că n-am putut să fac mai mult. Și vă rog să faceți un exercițiu. Să fiți convinși că astăzi noi am venit aici pentru că ne-a chemat el. Și-s convinsă că aici undeva ne urmărește și zice în sinea lui, iar vorbește Dana și îmi șoptește rezumat la rezumat, că așa-i spuneam eu. Cristi era un foarte bun vorbitor, uneori discursurile erau prea lungi și eu ziceam: domn director, rezumat la rezumat, dacă se poate. Da frunză verde ca bobul, frunză verde ca bobul, da mândră floare norocul, nu se faci în tăt locul, nu se faci în tăt locul.
care tătomumă. Că și eu l-am seamănat, că și eu l-am seamănatul. O crescut, da, s-o scatul. Da, s-o scatu mă, caletu s-a mână și necheatră, aletu s-a mână și necheatră. Și tot era sărădată, mă. Săracă inima mea, săracă inima mea, iar începeam mă dure, iar începeam mă dure. Hai, hai, inimă, hai, la toate rălii mă dai. Hai, hai, inimă, hai, la toate rălii mă dai. Fusai la doftor cu e, fusai la doftor cu e, la doftor și la poptică, și mi-o zis că n-am nimică. Hai, hai, inimă, hai, la tătirăli mă dai. Hai, hai, inimă, hai, la tătirăli mă dai. La inimă este un leac, la inimă este un leac, ce te rași, omul drag, ce te rași, omul drag, măi. Hai, hai, inimă, hai, la tătirăli mă dai. Hai, hai, inimă, hai, la tătirăli mă dai. Hai, hai, inimă, hai, la tătirăli mă dai. Doamna profesoară Cristina Chirilă de la Grițieș, continuă. Da, e dificil. Tocmai mi-a spus Ana Maria, nu știi cum este acolo. Știu cum este aici. Este o zi albă de ianuarie. Cred că și aripile colegului nostru sunt tot albe. A fost înainte de a fi un coleg, a fost un prieten, probabil, a fost și vicepreședintele asociației noastre, Club Grințieș, și s-a spus despre el că a fost un om bun. Da, a fost un om deosebit, un om bun, a fost un soț iubitor, a fost un om respectat, un prieten devotat și un coleg care
ne-a sărit în ajutor întotdeauna, fără să cerem ajutorul, fără să ne facă să ne simțim inferiori. Probabil că a fost și un director foarte bun, deși aceste laude nu i-ar fi plăcut. Domnul director spunea că vrea să fie o activitate deosebită astăzi, să fim altfel, să fim mai veseli, chiar dacă mai veseli. Din păcate mi-a ieșit. Domnule director, l-am iubit toți atât de mult, încât a ieșit așa, manifestare albă. Din păcate nu ne învață nimeni cum să curim și nu ne învață nimeni cum să supraviețuim. Dar morți un prieten drag. Dar noi supraviețuim așa, ne și evocându în această manieră deosebită, spun eu. Dumnezeu să te odihnească, Cristi, și Cristina, sunt mulțumită de voi. Bună ziua, vă rog frumos să-mi iertați emoțiile. Ne aflăm astăzi într-un loc care în trecut dădea speranță. Ne aflăm într-un loc în care mai mulți copii din toate colțurile țării se strângeau pentru a-și etala forțele proprii, pentru a-și etala cunoștințele sportive și pentru a-și obține premiile cuvenite. Aici este locul în care l-am cunoscut pe domnul Cristi Vatamanu. Locul acesta a fost pentru mine un loc în care am cunoscut niște persoane absolut minunate. O artistă de la Nințiești, de care suntem foarte mândri, Anastasia. Un picior de sau excursii de 2-3 zile pe Ceahlău, adică cu scop ecologic, și au fost cazați la cabana Fântânele. Pe acel timp administram eu și familia cabana și prin felul lui de a fi, la amiază au ajuns seara deja
parcă ne cunoșteam de ani de zile. Și de atunci, cred că s-a închegat și prietenia asta cu haiducii. Nu m-am gândit niciodată că o să fie și momentul în care cu un ochi să plângem, cu celălalt să zâmbim, nu să râdem, că trebuie și un pic de zâmbet, că e o lansare de carte, să se bucure și eu. Acum am să încerc să cânt un cântec, să văd cum o să-mi iasă. Foaie verde, spic de pâine, dacă aș ști că mor ca mâine, mi-aș face casă din piatră, ca moartea să nu răzbată. Au, 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 inima, au, măi. Mi-aș face casă din piatră, ca moartea să nu răzbată. Au, 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 inimă, au. Și-aș chema Ferrari toți să-mi pună la cât la porți. Și la porți și la fereastră moartea să nu mă găsească. Au, 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 inimă, au, măi. Și la porți și la fereastră moartea să nu mă găsească. Au, 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 inimă, au. Pentru beată viața mea mi-aș vinde și cămașa, ca moartea să mă mai rabde încă o zi și încă o noapte. Au, au, inimă, au, măi. Ca moartea să mă mai rabde încă o zi și încă o noapte. Au, 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 inimă, au. Ce-i mai dureros? Însă moartea nu vrea bani, vrea copii și oameni mari. Nici pe mine nu mă iartă, că sunt om și sunt de piatră. Au, 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 inimă, au, măi. Nici pe mine nu mă iartă, că sunt om și nu-s de piatră. Au, 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 inimă, au. Vă mulțumesc! Faptul că atâția oameni sunteți prezenți și atâția oameni l-ați iubit și l-ați apreciat în timpul vieții, sigur, nutrim speranța că după ce el va fi trecut și s-a întâmplat, din păcate, prematur, mult prea curând acest lucru la cele veșnice, acolo ne bizuim să ne sprijine, să ne ajute, să se roage pentru noi și să fie cumva toiagul nostru al neputinței și orbecăielii noastre pământești către drumul drept spre a păși mai departe sub un cer senin în viitor. Ce este cu adevărat important, cred eu, este să considerăm că eu sunt un bun român, mereu îmi place să spun acest lucru și nu doar declarativ, ci simt cu tărie că așa se cuvine să fiu. Am spus-o cândva și o repet și acum, că dacă Dumnezeu m-ar lăsa încă o dată, încă de două, de multe, de nenumărate ori, spre lume și viață, atunci l-aș ruga să mă lase tot român. Și din acest motiv socot că s-ar cuveni să privim plecarea lui Cristi la cer, nu ca pe o pierdere, ci ca pe o întărire a noastră, ca neam, acolo. Așadar, el a lăsat, după cum văd limpede, prin lacrimile dumneavoastră și prin regretele pe care le-ați exprimat, fie verbal, fie comunicându-le, fie doar afișându-le prin mimica feței sau printr-o simplă, dar atât de curată lacrimă, el a lăsat un gol aici. Dar eu cred că a adus un plus în greutatea balanței judecății divine, acolo unde el este acum și de unde ne dorim, ne place să credem și sperăm că ne privește și ne sprijină. Cred că se potrivește acest lucru în acest context.
Când eu eram mai tânăr și tata era tânăr, jucându-se cu mine ca-n basme și minuni, el mă purta pe brațe și m-arunca pe umăr, luându-ne de-a trânta ca doi prieteni buni. Era bărbat puternic, intra cu sacul în moară, nu-l speria nimic, avea puterea sa, și ne luam de-a trânta în fiecare vară, și protector și tandru spre mine surdea. Unde vă duceți, puteri părintești, și vă tot stingeți mereu? Tată, ce faci și de ce îmbătrânești, frate mai mare al meu? Dar a venit o toamnă cu mult porumb de lapte, dar a venit o toamnă cum n-aș mai vrea să văd. În mine era ziua, în tata era noapte, și-a început al vârstei neîncetat prăpăd. Noi ne-am luat de-a trânta stând umăr lângă umăr, și l-am simțit cum pică sub umărul meu stâng, și-am înțeles că tata de-atunci nu mai e tânăr, și învingător în luptă am început să plâng. Unde vă duceți, puteri părintești, și vă tot stingeți mereu? Tată, ce faci și de ce îmbătrânești, frate mai mare al meu? Mi-a plecat tata în cer. Doamne, grea a fost plecarea. Norii parcă au fost de fier și nu i-au dorit iertare. Suferise mult, prea mult, dar și-a ispășit păcate. Fiindcă nu puteam să ascult plânsul, am fugit departe. Într-o zi, o seară tristă, mi s-a spus să fiu bărbat. Tatăl meu nu mai există, e de o zi în cer plecat. Peste țară slobod! Și-am să-mi fig în praguista schiptrului buerebista. Și s-au ridicat desculții, clătinând din talpă munții. Osândiții fără vină au pornit către lumină. Că le-au fost luate stăpânirea și bucoavna și psaltirea, focul vetrei și mălaiul, legea, numele și graiul. Și cu grele dările le-a îndoit spinările. Dar stăpânii de mult bine nu au ochi pentru oricine, nici ureche pentru păsuri de mult, foșnet de mătăsuri. Ca să-și stingă furia, pun la alba Iulia să se înalțe eșafod, unde Mihai Voivod a pus scaun de domnie pentru întâia Românie de la Buribista încoace. Inimi, suflete ori tace, s-adunară toți râmlenii și de rând și căpetenii și-au curces la Apulum să vadă acolo cum le cad dintre bunii mai bunii ca sub trăznete gorunii și privis păimită gloata cum învârt stăpânii roată. Dar nu roata carului, nici roata olarului, nici roata de la fântână, nici cea înfiptă în țărână, roata plugului și a pâinii, ci roata pe care câinii o înțesară cu piroane ca să fie de canoane, frunțile să nu gândească, ochii să nu mai privească nici spre fii, nici spre strămoși. Îngleștați, tăcuți, stâncoși, ei priviră și plecară. S-au întors iar la ciubară, dar de cum ajung în tindă, scot răbotul de sub grindă și cosorul din șerpare, să-l scrie pe fiecare, morții lor fără morminte, să și-i mai aduc aminte, până nu mai avură lemne să încreste atâtea semne. Cu frunțile pe genunchi, lăcrămară și gemură, geamă greu de la rărunchi, cu obidă și cu ura apăsând în prag cosorul, cum apasă în suflet moina. Doamne, nu ne lua și dorul, că atât avem și doina. Și vom pleca într-o bună zi cu toții și trupul nostru.
început să cântăm mai din tinerețe, când vedeam și eu textul. Eu încă, la mine încă mai bate faza mine. Să nu uităm de cealaltă durere a acestui neam. Sau rană care rămâne deschisă. Să vedem ce spune Putin acum cu jocul lui de glezne. Bună ziua, frate, frățioare! Eu sunt cel ce-l poartă-n seamă tu. Am să te întreb ce te mai doare. Am venit aici, de dincolo de plumb. Grea și neagră este pâinea noastră.
să fie pace în lume, să fie pace în lume, să fie pace, pace, pace pe pământ. Trăiască România vă doamnă! Vă mulțumim!